Trebuie să ne ajungem. Și Gata. gata. Zi-mi cu munca. Ce-i cu munca asta pe lume? E bună de ceva, nu e bună, ne trebuie. E foarte bună. E foarte bună munca, te ține viu, te ține drept, te ține. De altfel, noi am preluat acest cuvânt de la unguri. Munca. De pentru care Ne-am îi urăsc tort. și mai mult. Nu mă glumesc, serios. De unde știi Munca. cum? Munco? Așa Da, se așa se numește. zice în ungurește. Rog prietenii maghiari să-mi Și nu cred confirme. că au luat-o ei de la noi. Și noi Bun. de la ei. Și acum varianta... Probabil că de asta nu ne place. Și acum varianta... Mihai Călin. Băi, varianta Lasă mea este că asta. eu sunt așa, eu sunt norocos pentru că mi-am găsit și eu încă din liceu pasiunea asta pentru teatru și the dream came true și am transformat-o în muncă și atunci când îți place ce faci, nu mai simți că e muncă de cele mai multe ori. Evident că sunt momente când există rutină ca și în orice alt lucru, știi foarte bine. Dar, în general, îmi face plăcere să muncesc. Păi dacă tuturor ne-ar plăcea să fim actori și Și să ne trezim mai târziu. să jucăm seara, să fim aplaudați, să repetăm împreună, Da, distracție. mă, dar știi care e chestia? Că, uite, lumea nu știe că de multe ori n-ai chef. Înțelegi? Când trebuie, N-ai chef de e grav. spectacol, n-ai chef de filmare. Uneori ești decalat așa puțin cu capul sau ai băut mai mult seara precedentă sau te doare un dinte sau pur și simplu n-ai chef ca oricare alt om, știi? Dar, Și cum faci să-ți vină chef? băi, Că e ceva. din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru este să te gândești la lucrul ăla pe care l-ai de făcut, așa, fără chef. Să te gândești la ce ai de făcut pas cu pas. Deci de la primul pas, ce am eu de făcut? Păi intru în scenă și intru cu un pahar cu apă și îl beau. Așa, fără chef. Și după aceea te gândești ce ai de făcut pasul următor și pasul următor și pasul următor. Dar concret. Și dacă te gândești la concret, fiecare lucru concret pe care l-ai de făcut, adică, nu știu, acasă, văd un malder de farfurii în chiuvetă. Îți dai seama, cine e nebun să zică, vai, am de spălat vase, ce Zim, fericire! zim, și cum faci? Concret, te duci și le speli. Dau drumul la apă, aștept să vină apa caldă, iau farfuria, torn un pic de detergent bio, Neapărat să nu așa, atace cu degetele. aloe, eventual, și încep să speli. Încep să speli și gândurile se duc în tot felul de locuri și să faci un film sau o poveste sau spui o muzicuță acolo care cântă. Și uite așa, pas cu pas faci chestia și nici nu știi când s-a dus pe treaba aia neplăcută. Hop! Ai putea să înveți pe cineva meseria ta? Nu știu, să vină un puști pe lângă tine și să zici, uite așa, băiete, așa se face, așa. Cum fac meșterii cu ucenici? Păi, da. Cred că pot să fac chestia asta. Pentru că de obicei când am făcut așa ceva, când am fost eu asistent pe la facultate vreo 2 ani și apoi încă de câteva ore am mai colaborat pe niște mici proiecte așa mai scurte. Așa e cel mai bine să colaborezi cu facultatea de teatru. Să te duci pentru un proiect de 2 luni. Nu să stai acolo ani de zile. Dar mă rog, asta a fost mai de mult. Sau cu colegi de-ai mei mai tineri pe la teatru, îmi mai permit nu să le dau sfaturi, ci să facem un film al poveștii, știi? Adică filmul pe care îl are în cap personajul respectiv, așa cum și noi oamenii în viața de zi cu zi avem un film în cap, știi? Și când te duci la să cumperi ceva și să zicem vânzătoarea te tratează foarte Arțăgos. arțăgos, eu stau și mă gândesc și încerc să nu reacționez și să am înțelegere, pentru că eu știu sigur că ea are un film în cap, săraca. Și de asta reacționează arțăgos. Pentru că nu-i convine ceva, pentru că a primit o veste, pentru că e obosită, pentru că n-a vrut să-i mărească salariul, nu știu. Ea are un film în cap. Așa sunt și actorii.
Dacă tu spui vorbele pe scenă sau la film, fără să ai filmul în cap, care îți determină și îți motivează gesturile, vorbele, starea, și doar spui vorbele alea, mai firesc sau mai puțin firesc, mă rog, natural, să zicem între ghilimele, de fapt naturalul ăsta este oricum este artificial, dacă nu există filmul ăla din cap. Și atunci cuiva care vrea să facă meseria asta, trebuie doar să-i deschizi mintea așa, să se gândească în fiecare clipă de ce face chestia aia. Știi? De ce zic eu chestia asta? Păi eu zic, da, eu nu zic, zic că am ceva în minte și se naște. Și în meseria ta cine e la butoane? Regizorul, autorul, directorul. Aștept să vină și rândul tău. Și rândul meu acolo. Bine, sunt, cum a zis tantia asta, propusă acum la DNA, șefă, că ea nu este, n-a fost niciodată independentă, pentru că a fost într-o structură ierarhică și atunci, dacă a avut pe cineva superior ierarhic, n-a fost independentă. Dar nu e așa. Eu sunt obligat să apăs pe niște butoane, dar în ideea pe care mi-o dă regizorul. Adică el dă ideea globală a piesei sau a filmului și eu trebuie să-i observesc acea idee. Nu pot să fac chiar ce vreau eu, știi? Dar negociem așa în lucru încotro să ne ducem, știi? Evident că așa, dacă stea să te gândești ca un actor orgolios, să zic, eu sunt ăla pe scenă, eu sunt creatorul, demiurgul, eu creez, eu aduc vrajă în public, eu îl țin, eu îl... dau autografele. Așa, zici că la tine sunt butoanele și tu apeși pe un buton și publicul se emoționează sau apeși pe un buton și râde sau... Dar nu e chiar așa. Nu știu cine e la butoane. E și o chestie de echipă până la urmă. Adică chestia globală, adică tot întregul ăla, că e piesă de teatru sau că e film, ăla creează ceva în spectator. Tu ca actor îți aduce aportul. Am rezonat acum cu ce zici tu din alte vremuri, dar ești în anul 2018, chiar 2019. Așa. Ești, acum ai terminat școala, la început de drum. Ce carieră îți alegi? În 2019. Te referi la tot zona asta de teatru nu sau știu, nu? Nu știu, tu ești, acum ești băiatul tău acușica face... Băi, eu dacă aș fi tânăr acum și m-ar pasiona, cred foarte mult părțile, chestiile astea tehnologice, știi? Tot ce înseamnă tehnologie nouă, uite, reciclare. Dacă eu aș fi acum, dacă aș fi fost mult mai tânăr, și aș fi fost în stare să mă ducă mintea pe o zonă tehnică mai mult sau nu numai tehnică, de organizare ceva, aș face ceva așa de reciclare. Eu cred că cu reciclare se poate face mult, știi? Să reciclezi milioane de tone de cauciuc, de exemplu, sau de plastic. Da, știi că se reciclează unii cred, în fabrici, da. Ard cauciucul. Nu știu cum se face, dar cred exact. Că la noi nu se face, sau se face, dar foarte puțin. Nu știu, că la noi eu pun peturi și gunoi și în aceeași pubelă, că nu știu unde să le pun. Da, și mi-e cam milă de plasticul ăla. Adică nu de plasticul ăla mi-e milă, ci de noi. Dar cred că așa, aș face ceva în sensul ăsta, ceva de tehnologie și tehnologia în slujba umanității. Ah, ce frumos! Da. Ce frumos! Da, așa, la ce munci te pricepi? Ai mai lucrat? Nu. Nu? Nu bați un cui? Nu deșurubezi becul? Da, astea mai fac. Da. Toate că tu știi că am făcut jumătate de politehnică. Știu. La energetică, dar sunt total la tehnic. Adică Silvia, nevastă mea, care e coregraf, se pricepe mult mai mult la chestii astea tehnice. Nu cred. Oh, știi ce bine știi. Eu știam că tu cu politehnica. Și computere și... Credeam că ți-ai construit acolo un laborator în casă. Nu, din păcate nu. Sunt nul la chestii de astea. Dar la spălat vase? Băi, spălat vase, da.
Dar cine filmul? Știi de ce? Pentru că nu știu cum, așa mi s-a întâmplat în armată. În armată, când am făcut eu armata, 86-87, un an de zile, la noi se făcea foarte puțin armată, de fapt. Niște instrucții așa un pic, după care te trimiteau la munci. Așa se făcea pe vremea armata. Armata română era la construcții, la construit canalul Dunărea Mare Neagră, în agricultură, din plin. Studenții și armata. În rest, nimeni. Eu am fost la struguri. Tu ai fost, ai făcut practică agricolă? Am făcut practică agricolă în liceu și la facultate, nu că eram la Săral, la ceapă și la cartofi. Păi la struguri eram. La struguri eram în armată, din fericire la struguri, că era bine. Bine cu strugurile, că... Da, dar ne făcându-se de fapt niciun fel de armată, care poate că ar fi utilă o bucățică așa. Atunci m-am refugiat în ceva ca să nu știu cum, ca să fiu singur, să fiu cu filmul meu. De asta ți-am zis asta cu farfuriile. Cineva a zis, n-avem veselar. Veselar, adică la veselă. Cine se oferă voluntar? Nimeni. Eu. Eu sunt și vesel. Păi decât să mă duc pe șantier sau nu știu unde ne trimiteau pe noi, mă duc eu. Și spălam mii de farfurii. Nici o problemă. Și mă gândeam la ale mele. La cartofi. Cine curăță cartofi? Eu. Curățam cartofi. Eu sortam. Mă gândeam la ale mele, știi? Și în felul ăsta mi-am făcut așa o bulă pe Facebook-ul meu propriu, acum 30 de ani în armată. Dar de ce nu e frică de șantier? De ce nu? Decât să mă duc la șantier? Nu, mă, era în armată, era altceva, era nasol. Era nasol. Erai ca un sclav care muncea pe gratis, pentru că armata română era trimisă să umple golurile. Era nasol, nu vedeam nimic. Să car roabe cu ciment. Nu, că eu am mai fost acum, de exemplu, în șantier și altceva. Uite, de exemplu, tu unde ai lucrat? La ce departament? La carieră, la preomogenizare sau la expediție? speak English, cum zic. La carieră. Viorico, speak English. La carieră. Unde se pușcă. Aia da. Piatra. Da, aia. No? Da. Aia e cam filme. Da. Aia e cam filme. Cascadorii. La preomogenizare, unde le mai fărâmițează un pic bucățile alea. Nu aia cu pușcă, bă. Aia. Aia e frumos. Aia mi-ar fi plăcut, de exemplu, în armată, mi-ar fi plăcut să fac chestii. Dar nu se făceau. De exemplu, uite, am pățit cu fiii o chestie și mi-am dat seama cât de important e totuși să fii pregătit pentru situațiile de urgență în viață, știi? Am fost la grădina zoologică din Budapesta acum vreo 3 ani și am intrat acolo și după 2 minute, 3 minute ăsta a zis, nu știu ce, mi-e rău așa, s-a albit la față și a dat ochii peste cap și a leșinat. Erați în spațiu închis? Nu. Afară, la grădina zoologică, pe alei. Și l-am prins, îți dai seama că m-am panicat, m-am uitat, eram aproape de intrare-ieșire. Și m-am dus, am vrut să dau fuga spre intrare, să anunț acolo la intrare că probabil că au ceva urgență. Da. Prim ajutor. Și mi s-au intersectat privirile cu ale unui tip. Și până s-a apuc să zic ceva, ăla s-a uitat și a zis, don't worry. Așa și era un grup de izraelieni. Și ăștia fac armata, obligatoriu. Și fac armată. Situațiile diverse. Și nu numai armată, ci tot ce înseamnă situații de astea de urgență. Da. Și imediat l-a pus, i-a ridicat picioarele, nu știu ce, papam, să-i vină sângele în cap. Niciun fel de panică, erau vreo 3 familii cu copii. Foarte calm și profi, știi? Și de asta m-am gândit că mi-ar fi plăcut și asta, dar probabil că aș realiza-o prin filmul, pentru că vreau să se ducă și el vrea să se ducă voluntar în tot felul de chestii, știi? Asta e foarte, foarte mișto cu tinerii din ziua de astăzi față de noi acum 20 sau 25 de ani. Nu prea exista chestia asta de voluntariat, nu prea știam noi. Făceam acum muncă patriotică, dar obligați. Cumva. Noi eram obligați și de asta refuzam chestia asta, știi? Dar sunt tineri care sunt în echipe de SMURD, adică se pregătesc pentru multe chestii. Da, în fundații,
da. Tot felul de echipe, cum spui tu. Și bun, și încep de la ajutor. O vârstă foarte fragedă, 13, 14 ani, 15 ani, încep să... Era un tip, nu știu unde, pe la Cluj sau Timișoara, care a făcut o echipă de asta smurd și a zis, acum nu pot să acționez cu ei, că n-au voie până la 18 ani, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Erau 16, 15, 16, 17 ani. Dar ei sunt pregătiți să acționeze oriunde. Și în pădure, și la munte, și nu știu ce. Antrenează altfel pentru viața, nu? Da, păi sigur. Uh-huh. Plus că, în afară de faptul că tu ești antrenat, devii obișnuit și se pare normal să ajuți pe altcineva. Ceea ce este, cum să zic, educație de bază a unui om, în și general. Și nu mai ai rația aia. Aolea! Cu mâinile în cap și atât. Da. Și panic. Să ne ajute cineva. Ai mai fost în ultima vreme pe la Muzeul de Istorie, acolo unde era statuia aia? Ai văzut că a dispărut statuia romanului? Am auzit că a dispărut. N-am mai fost de mult, dacă din păcate. Dacă ți se face ție o statuie acolo? Gol. Pe, normal. Gol, deci adevărul gol. Adevărul gol, adică maestru în plinătatea. Ce faci? Te duci acolo dacă e... Am să vin așa în chip de îngeraș, pentru că mi se va face o statuie, dar după ce voi pass away, după ce voi trece în univers, după ce vă voi integra în univers. Universal. Da. Dar totuși de ce a dispărut? Nu știu nimic de statuia. Băi, nu știu. Eu am încercat să mă pun acolo să văd, știi, sunt și actori care știu fac statui, știi? Da, știu. Și aia e o, am avut un coleg de facultate care săracu a plecat în Anglia acum 20 de ani, dar a fugit sub un tren, cum se fugea pe vremea aia, da? Și care a făcut statui, după aia mai târziu s-a întors în România și mi-a povestit. A făcut statui pe la Londra, știi? Se dădea cu argint sau nu știu ce, sau cu funingine, tot felul de chestii astea. Și ajunse să zice, băi, am ajuns să fiu bun, adică la început, na, ca la început, după aia am ajuns să fiu bun, dar zice... Aveam probleme cu copiii. Erau mulți copii care veneau și îmi băgau degetul în fund. Copiii nu pot fi ținuți în fund. Era o gașcă de pe acolo, locală, știi, care veneau turiștii și noi câștigam niște bănișori acolo într-o gamelă. Și venea câte unul. Și mă mișcam. Sau îmi luau banii, fugeam după ei. Dar e greu să stai așa o ziulică între... Mi se pare foarte greu. Bine, și au și anumite. Am văzut pe la Barcelona, pe Rambla, pe acolo, am tot văzut. Și au niște pauze, dar eu n-aș putea să stau nici un minut. Nu, asta e ceva... Ține de ce? Băi, cred că se și antrenează fizic, cred. Adică se încălzesc înainte și trebuie să te concentrezi mult, habar n-am. Probabil că și cu filmul lor. Exact. Un film, da. Și rămân acolo. Înghiorțe emoțiile? Unde-o fi nevastă mea? S-a dus cu... Stai, mă, că mi-a întrebat filmul. Da. Dar ce faci dacă scrie nu apăsa pe un buton? Îți dai seama că numai la asta te gândești. Numai la asta te gândești. Ca orice chestie, ca un copil care zici... Deci în sertarul ăla, nu te atingi de sertarul ăla. Și îți dai seama că așa e. Uite, ia puțină apă. Și zi-mi, ce ai face tu dacă ai avea un sac de clinker? Clinker. N-am mai avut de mult un sac de clinker. Zi. L-aș împărți cu colegii, cu prietenii. În special cu ei, dar din sacul tău. Directorului general al Teatrului Național, domnul Ion Caramitru, un semn de recunoștință pentru renovarea teatrului și pentru tot, își dau o parte din clincher. Și generos! Da. Nu păstrezi numai pentru tine? Nu. Cu ei mai da? Bine, nu prea mai place clincherul. Adică... Da, de ce? Trebuie să mai schimbi lucrurile din când în când. Adică te cam plictisești la un moment dat atâta clincher. Păi tot... Da, i-aș mai da... Cui aș mai da? Domnul Ion Iliescu, ca să nu apuce să dea colțul înainte să simtă puțin clincher. Nu știu ce să zic. Așa? Și, așa,
Și ție ți-aș da puțin. Așa, peste ochi. Da, dar pentru că la tine are alt efect. Adică și clinkerul ăsta, de, cred că el își schimbă proprietățile în funcție de... cumva de aură. Paleta de... coloristică. Da, pentru că se simte când dai cu clinker și interacționează cu aura persoanei sau cu bioenergia care se degajă, se emană, reacțiile sunt diferite. Asta e adevărat. Din punct de vedere chimic și vorbesc acum de nanospațiu. Inginerul din tine deja a intrat în funcție. Semi-inginer. Jumătate de inginer, călare pe jumătate de actor. Nu, no, da. Actor plin. Actor, aș să zicem așa. Dar dacă n-ai avea grija banilor și ai avea tu pe mână circuitul cimentului, ce ai construi? Ce ai face? Sau cum l-ai dirija? Băi, sincer, eu chiar acum m-am gândit la un lucru concret ieri. Eu trec în fiecare zi pe Știrbei Vodă, unde există, așa, peste drum de gârlă de spitalul universitar sau municipal, o ultima mare clădire comunistă rămasă ruină. Casa Radio. Da. La un dat, acum câțiva ani, se apucase cineva de modificat ceva, au tăiat ceva pe acolo, dar au lăsat o baltă. Eu cred că în tot spațiul ar putea fi construit un centru cultural. Ceva, sală de concerte, cel puțin, nu știu, sau o sală din asta polivalentă, dar nu ca polivalentă aia. Polivalentă în sensul că poate fi modificată și făcută... Deci ai lucrat la Casa Radio? Pe bune. Și ai aranjat. Dacă aș avea bani mulți și ceva ciment, așa, câteva roabe, spațiul ăla este central, adică e aproape de centru. De câte ori m-am gândit și eu la spațiul ăla? Și cum e că toate spațiile astea, fostele circuri ale foamei, au fost transformate în mall-uri comerciale. Da. De către firme private, bineînțeles, pentru profit. Dar statul român n-a făcut nimic, mă, în chestia asta. Adică acolo trebuie făcut neapărat ceva. Au trecut 30 de ani, nu s-a făcut nimic. Este un spațiu în care se poate face mult. E mult spațiu. Că în afară de clădirea aia propriu-zisă în care am și filmat la Pepe și Fifi, în 93, de box. Așa, acolo am filmat, lângă clădire, spre podul Cotroceni, e spațiu mult. Cum e bicicleta ta? Nu mai am bicicletă de mult, din păcate. Fimiu are bicicletă, dar și el a folosit-o destul de rar. Stau într-o zonă foarte aglomerată. Și sincer să fiu, mie mi-ar fi frică să merg cu bicicleta pe strada mea. Pentru că este îngustă, e plină de mașini, camioane, autobuze, troleibuze. Da, este un drum foarte, foarte folosit de salvări și drumul sării. Măcar bicicleta merge, se mai urcă pe trotuar, dar mașina stă locului. Stă, ascult muzică. De ce nu e Bucureștiul cum e Amsterdam, plin de biciclete? Am înțeles. Trecem la... Nu mai zic altă. Că mă enervezi. Mă enervează subiectul ăsta groaznic. Da. Hai să derulăm un film. Dar și la Amsterdam e periculos. Că dacă nu ești turist și nu ești obișnuit cu chestia asta, riști să dea bicicletele peste tine. Ești prevenit în prealabil. E adevărat. Nu se poate. Da. Ajunge în Amsterdam, te calce bicicleta. În pantofii cu ei vrea să fii? O zi. Că ai zis tu că ai unui om cu mulți bani. Că ai zis mai devreme și dacă ai avea mulți bani. Știi? Da. Mi-ar plăcea să fiu în pantofii unui de-asta, Bill Gates. Sau, adică nu unul cu mulți bani, un gherțoi cu mulți bani, ci unul cu mulți bani care a făcut banii cu capul lui, cu o știință, cu de-astea. Era să zic Steve Jobs. Da, Jobs. Nu, pe filmul lui, nu. Și din țară? Din țară? Sau la noi numai din țară. Categoria. Nu, grea. Acum să știi că m-ai prins într-un moment în care chiar astăzi, numai la asta mă gândeam, la admirația pe care o am pentru oameni de știință, știi? Aia care gândesc cu
cu mult înaintea vremurilor, știi? Uh-huh. Și sunt atât de importanți oamenii ăștia la noi, dacă aș fi, nu știu, în ziua aia aș înființa un institut de cercetare, i-aș plăti cu foarte mulți bani pe oamenii ăștia și mulți români care lucrează afară în universități celebre, laboratoare de cercetare și așa mai departe. Dar nu numai să le dai bani mulți lor, că nu contează. Oamenii ăștia nu sunt interesați în primul rând de salariul lor, ci să aibă un laborator sau posibilități de cercetare. Să le faci toate nebuniile, știi? Uh-huh. O zi, într-o zi, aloci banii. Nu e suficient o zi, că după aia vin ăștia, nu știu, politicieni și rad tot. După aia trebuie să faci aranjamente cu Costa Rica, cu asta. Da, și cred că asta cu tehnologie, după aia simți așa o iradiere de bine și de fericire pentru toată lumea. E tot așa, spre lume, spre reciclare, da. Te îndrepți. Da, așa, că vorbeam de statuie, cu ei vrea să ridici o statuie? Acum, așa, dacă în ziua aia ai avea chef să-și ridici o statuie. Doamnei profesoare Sandamanu. De care puțină lume știe. Este o mare profesoară de teatru. Iar altfel ar putea exista o statuie a celui mai... Dar asta cumva așa pe invers. O statuie a celui mai... Troglodit? Cum se zice la voi în România... despicable, celui mai detestabil român. Aha, care ar fi un ceva nedefinit. Sau ar fi ceva, față. Nu știu dacă e, pentru că dacă ar avea o față, ar personaliza pe cineva, Ceaușescu, personaje din astea detestabile, Iliescu, care o mai fi, cine o fi, îl personalizez prea mult, adică este un singur om anume. Dar personajul ăsta cel mai detestabil e ceva din român, din e o bucățică din român în general, știi? Da. Nu știu, ceva detestabil, ceva. Dar și face o statuie din asta care să, bine, nu gen țeapa cu cartoful în vârf, cu ceva mult mai revoluției. Elaborat, mult mai. Nu știu dacă mai elaborat, n-am ceva clar, dar care să facă oamenii să se gândească la ce e detestabil în noi. Ah, gata, opriți, apasă gata. Pe buton, înțelegi, vrei să apeși. Acum, dacă vrei tu să te adresezi acolo, eu sunt, ai văzut, fac tot felul de munci pe acolo, poți să-ți faci niște, îți pui mâinile în cap sau reacții. Eu am un gest, un anume gest, pe care nu știu dacă îl ține minte din pod sau cel puțin mă acuzau unii că eu îl fac și eu nu recunoșteam că îl fac, dar îl făceam. Da? Mai ales când vreau să mă tirez de undeva, să plec. Să... Da, asta era. Adică, da, știu. Adică, știți, mă scuzați, eu am o treabă. Mă trebuie să ne ajunge și gata. Bun. Hai mă, apasă. Bun, mi-e frică. Apasă, Mișu. Nu s-a întâmplat nimic. Așa. Mai funcționează butonul ăsta. Mai apasă și tu. Și Dumnezeu se mai poate întâmpla mai mult. Ce românesc pe tine? Șosete. Chiloți. Oh. Am într-o plombă niște anald... Ce zic? Nu știu, nu, e ceva, o substanță care zic că e românească. Bine, și două fire albe tot de la românții se trag. Și cam atât. Da. Mai, ești îmbrăcat mai așa. Trei, păi nu, trei e suficient. Bine. Că nu am prea multe pe mine. Stăm bine la desuri, noi români.
Avem tot fel de dedesubturi. Gata. Atât apăs cu ăsta, cu inelarul. Cu verigheta. Așa da, trebuie să mergi la muncă. Ai văzut? Stă foarte bine. Da? Da. Roșu, albastru, ce n-ai cască? Ai cască. Ai cască, ai parte. Nu asta era rima? Trebuie să-ți dau înțepenit așa.